Salutare! În acest videoclip vom vorbi despre 10 sfaturi practice pe care le poți implementa chiar acum în viața ta pentru a-ți crește stima de sine. Numărul 1. Mănâncă sănătos. A mânca sănătos înseamnă a fi sănătos și asta te face să te simți bine. A mânca sănătos poate presupune, de exemplu, să refuzi să iei masa constant la Dristor Kebab pentru a mânca, în schimb, o salată de avocado cu somon. Știu, shaorma de la Dristor are un gust senzațional și mie îmi place mult, dar ea nu este neapărat cel mai bun aliment pentru a-ți menține corpul sănătos. Dacă te gândești, este logic. Atunci când ești obez, leneș sau bolnav, automat nu te vei simți la fel de bine ca cineva care este sănătos, iar asta îți va afecta stima de sine. Când începi să ai grijă de alimentație, există un efect instant asupra modului în care te simți ca persoană, iar asta îți va crește stima de sine. Sfatul 2 este îmbracă-te frumos. A avea o vestimentație faină te va face să te simți bine. Gândește-te. Chiar dacă nu ai avut noroc de gene precum Angelina Jolie sau Brad Pitt, în momentul în care te îmbraci literalmente frumos, atragi priviri și cel mai probabil și complimente, iar acest lucru te face să te simți mai bine. Combină o vestimentație frumoasă cu dușul zilnic și puțin parfum, iar imaginea ta fizică se va îmbunătăți dramatic, ceea ce îți va crește stima de sine. Sfatul 3 este fă exerciții fizice. Este dovedit științific că sportul nu doar îți ridică moralul și ajută la menținerea sănătoasă a corpului tău, dar acesta îți dă și energia necesară de care ai nevoie pentru a îndeplini treburile zilnice. În combinație, aceste trei efecte îți cresc vertiginos stima de sine. Dacă nu faci exerciții fizice, corpul tău, neavând energie, va căuta să îndeplinească activități care nu necesită efort fizic, ca de exemplu statul în fața televizorului urmărind știrile de la ora 5. Acest lucru va avea un efect negativ asupra subconștientului tău și automat îți va scădea stima de sine. Sfatul 4 este dormi suficient. 6 până la 8 ore dormite pe noapte ar trebui să fie suficiente pentru a permite creierului și corpului nostru să se regenereze după eforturile depuse zilnic. Fără un somn adecvat, te vei simți obosit și, așa cum am spus, vei căuta să economisești energie întreprinzând activități care nu necesită efort și care cel mai probabil îți vor scădea stima de sine. Sfatul 5 este nu lua decizii niciodată bazate pe gândul vai de mine ce or să zică ceilalți oameni dacă fac asta. Antrenează-te prin practică să nu faci acest lucru. Dacă, de exemplu, asculți Justin Bieber în mașină și cineva oprește lângă tine, nu da muzica mai încet pentru că ți-e rușine să asculți muzica lui Justin. Trăind viața după proprii parametri, fără să-ți fie rușine sau să-ți ceri scuze inutil, te va ajuta să-ți crești stima de sine. Sfatul 6 este fă complimente autentice celorlalte persoane. Cum te simți atunci când primești un compliment? Super, bineînțeles. Atunci când cineva îți face un compliment, automat la nivel subconștient îți este mai simpatic. Te gândești poate, ei bine, am crezut despre el că este un nemernic, dar uite, a zis că am niște pantofi frumoși, deci nu este chiar atât de rău. În primul rând, persoanele care primesc complimente autentice se simt bine. În al doilea rând, tu te simți bine prin faptul că ai făcut pe ceilalți să se simtă bine, iar ei te plac mai mult, ceea ce duce la îmbunătățirea relațiilor tale interumane și automat la creșterea stimei de sine. Sfatul 7 este concentrează-te asupra gândurilor pozitive. Concentrându-te asupra gândurilor pozitive, te va ajuta să devii o persoană mai pozitivă, iar asta te va face să te simți mai bine. Încearcă să fii recunoscător pentru ceea ce ai și să nu-ți bați capul constant cu ceea ce nu ai. Astfel vei fi mai fericit. Atunci când un om conduce, de exemplu, un Ferrari, mulți îl vor invidia, iar mulți nu-i vor acorda atenție din adins, gândind că nu vor să-i dea șansa bogătașului să se laude cu mașina lui. A gândi pozitiv înseamnă în această situație să te bucuri efectiv pentru persoana care conduce mașina sport. Să devii poate sincer interesat de cum a reușit să-și permită să cumpere o astfel de mașină. Să vrei să înveți de la ea vorbind cu apreciere și nu cu invidie. În aceeași măsură în care este posibil să găsești informații valoroase la acea persoană, este să nici nu primești nimic. În orice caz, te alegi cu o gândire pozitivă care te va ajuta să te simți bine și să fii fericit. Iar în schimb, acest lucru va influența creșterea stimei de sine. Sfatul 8 este elimină oamenii negativi din viața ta. Atunci când ai oameni negativi în viața ta, ei te seacă de energie. Ei sunt ca niște vampiri și automat îți influențează negativ stima de sine. Problema cu eliminarea persoanelor negative din viața ta este că mulți dintre ei sunt la locul de muncă sau la școală sau pot fi chiar persoane din familie. Înseamnă asta că poate trebuie să-ți cauți un alt loc de muncă? Da. Poate o nouă relație? Posibil. O să fie nasol pentru o perioadă scurtă de timp? Cu siguranță. Pe termen lung va avea un impact major asupra vieții tale și unul pozitiv asupra stimei de sine? Absolut. Sfatul numărul 9 este găsește o pasiune pe care să o dezvolți. Dacă ai o pasiune, dar nu ai dezvoltat-o, atunci lucrează asupra ei. A fi competitiv la a face lucruri bine te va ajuta să ai mai multă încredere în tine. În plus, a lucra asupra pasiunilor tale îți va da energie și entuziasm și asta îți va propulsa automat stima de sine. Și am ajuns la ultimul sfat, fă o faptă bună în fiecare zi. Te simți minunat în momentul în care faci o faptă bună pentru cineva. Nu neapărat pentru că te alegi cu bani sau pentru că o groază de lume îți vede fapta bună, ci pur și simplu pentru că ai făcut o faptă bună. Este liberarea aceea de endorfine pe care o experimentezi. Asta te face să te simți extraordinar pentru că știi că ai făcut ceva bun, iar stima de sine crește până la cer.
avea încredere în sine. Lumea crede de multe ori că a fi sigur pe tine înseamnă a avea bani, a fi popular sau a dormi alături de 5 supermodele. Ei bine, nu. Ea vine ca rezultat al unor practici zilnice și a modului nostru de gândire. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, te rog să dai un like și de asemenea să-l distribui prietenilor tăi. Îți mulțumesc pentru atenție și sper că ai învățat ceva nou.